Bine ați revenit! Azi trebuie să găsim răspunsul la patru întrebări. Să ne amintim despre ce-i vorba. Avem un balon cu heliu, de care este legată printr-un fir elastic de greutate neglijabilă, o bilă, așa cum vedeți în desen. Cele două corpuri sunt în echilibru în aer, sistemul nici nu urcă, nici nu coboară. Să presupunem că ducem acest ansamblu de două corpuri într-o cabină dintr-o navă cosmică care se mișcă uniform cu viteză constantă din inerție în direcția și sensul arătate de săgeată. La un moment dat, nava cosmică începe să frâneze, iar întrebările sunt următoarele și se referă la ce se întâmplă în timpul frânării. 1. Vor rămâne cele două corpuri în poziția din desen sau își vor schimba poziția? 2. Firul se va întinde sau nu? 3. Ansamblul celor două corpuri va avea tendința de a se deplasa spre dreapta sau spre stânga sau nu va avea această tendință? Și 4. Ce se întâmplă cu cele două corpuri dacă tăiem firul elastic care le leagă? V-am spus că întrebările despre care vom discuta acum au legătură cu cele despre comportarea bilelor din întrebarea precedentă. Legătura este forța arhimedică. Forța arhimedică nu apare doar în câmp gravitațional, ea apare și în sistemele care se mișcă accelerat sau frânat. E același lucru, doar că avem accelerație negativă. În primul videoclip pe care l-am publicat, dedicat elevilor care se pregăteau pentru tot felul de examene de fizică în perioada de pandemie, am pus următoarea întrebare. Ce se întâmplă cu un balon cu heliu ținut de sfoară într-un autobuz care frânează? Și am explicat acolo că atunci când autobuzul frânează, toate corpurile din interiorul lui vor avea tendința de a se deplasa înspre înainte, din inerție. Deci și aerul. Și aerul din autobuz se va deplasa spre înainte, se va îngrămădi în partea din față a autobuzului, mărindu-și presiunea în partea din față și micșorându-și presiunea în partea din spate. Va apărea, deci, o variație a presiunii pe orizontală, sau, cum spunem în fizică, un gradient de presiune pe orizontală. Iar asta va face ca presiunea pe jumătatea din față a balonului, așa cum vedeți în desen, să fie mai mare decât pe cea din spate, ceea ce produce o forță arhimedică orizontală orientată înspre înapoi. Este adevărat că balonul are și masă, masa balonului propriu-zis plus masa heliului, iar aceasta duce la apariția unei forțe de inerție orientată înspre înainte. Dar în timp ce această forță se calculează cu produsul dintre masa balonului și accelerație, forța arhimedică se calculează ca produsul dintre masa aerului care ar încăpea în balon și accelerație. Iar noi știm că masa balonului este mai mică decât masa aerului care ar încăpea în el, deoarece lăsat liber se ridică. În concluzie, deoarece forța arhimedică orizontală este mai mare decât forța de inerție, balonul cu heliu se va deplasa spre înapoi, invers decât celelalte corpuri care au densitatea mai mare decât aerul. Acum putem să răspundem întrebărilor care ne preocupă. În navă este aer. N-am spus acest lucru, dar aproape toți cei care au răspuns au presupus existența aerului. Atâta timp când nava frânează, aerul din cabină face ceea ce făcea și în autobuz. Își mărește presiunea în partea din față și o micșorează în partea din spate. Față și spate, relativ la sensul în care se mișcă nava. Această variație a presiunii produce forțe arhimedice asupra corpurilor noastre, cum se întâmpla și în autobuz, orientată spre stânga.
iar masa corpurilor produce forțe de inerție orientate spre dreapta, cele albastre. În cazul balonului, forța arhimedică este mai mare, în cazul bilei, forța de inerție este mai mare. Prima întrebare. Vor rămâne cele două corpuri în poziția din desen sau își vor schimba poziția? Forțele pe care le vedeți vor obliga corpurile să se miște pentru a ajunge într-o poziție în care firul care le leagă este pe direcția mișcării, cu balonul în stânga și bila în dreapta. Deci răspunsul este acela că își vor schimba pozițiile atât unul față de altul, cât și față de cabina navei cosmice. Cele patru forțe le vor alinia pe direcția mișcării. A doua întrebare. Firul se va întinde sau nu? Da, se va întinde deoarece balonul are tendința de a se deplasa spre stânga, în timp ce bila are tendința de a se deplasa spre dreapta. A treia întrebare. Ansamblul celor două corpuri va avea tendința de a se deplasa spre dreapta, spre stânga sau nu va avea o asemenea tendință? Răspunsul simplu este acela că nu va avea tendința de a se deplasa nici spre dreapta, nici spre stânga, deoarece situația este identică cu cea din atmosfera Pământului. Așa că cele patru forțe trebuie să-și facă echilibrul. Nu trebuie să ne deruteze faptul că în desenele noastre direcțiile forțelor sunt diferite. Putem să ne schimbăm poziția în cabina navei cosmice și să vedem lucrurile așa. Acum e clar că cele două situații sunt identice. Totuși, de ce am spus răspunsul simplu? Vă rog să considerați ceea ce urmează în comentariu, în paranteză, doar pentru cei interesați de fizică. Dacă ținem seama de faptul că densitatea aerului depinde de presiune, deci este mai mare în dreapta cabinei decât în stânga, lucrurile se complică un pic. Forța arhimedică asupra balonului nu depinde de presiune, pentru că balonul este elastic și dacă crește presiunea, volumul lui scade. Și se poate arăta că cele două efecte, creșterea densității aerului și micșorarea volumului balonului, se compensează în așa fel încât forța arhimedică rămâne aceeași. În schimb, forța arhimedică asupra bilei depinde de densitatea aerului, deoarece bila este un corp rigid, cu volum constant. Din această cauză, când sistemul se găsește mai aproape de peretele din stânga, deoarece forța arhimedică asupra bilei este un pic mai mică, sistemul va avea o ușoară tendință de a se deplasa spre dreapta. Iar dacă se găsește mai aproape de peretele din dreapta, deoarece forța arhimedică asupra bilei va fi un pic mai mare, va avea o ușoară tendință de a se deplasa spre stânga. Cu alte cuvinte, dacă presiunea aerului din navă era inițial aceeași cu presiunea atmosferică la care sistemul era în echilibru pe Pământ, sistemul va avea tendința de a se stabili undeva, există o poziție în care avem un echilibru stabil. Dacă vi se pare complicat, gândiți-vă că aceeași problemă există de fapt și în atmosfera Pământului. Dacă avem echilibru pentru sistemul balon-bilă la o anumită altitudine, nu avem echilibru la altă altitudine din cauza variației densității aerului. Există o anumită altitudine la care sistemul este în echilibru perfect. Dacă îl ducem mai sus, va avea tendința de a coborâ. Dacă îl ducem mai jos, va avea tendința de a urca, pentru că sus are densitatea mai mică aerul, în timp ce jos, mai jos are densitatea mai mare. Dar n-am ținut seama de acest aspect în analiza răspunsurilor, așa că răspunsul pe care l-am considerat corect este acela că sistemul este în echilibru în timpul frânării, așa cum era în echilibru și în atmosfera Pământului. A patra întrebare, ce se va întâmpla dacă tăiem firul dintre corpuri? Cred că după cele spuse până aici e clar ce se va întâmpla. Balonul cu heliu se va deplasa spre stânga, iar bila spre dreapta. Același lucru s-ar întâmpla și pe Pământ
dacă aș tăia firul care leagă cele două corpuri, balonul ar urca, iar bila ar cădea, ar coborâ. Deci nu uitați, dacă ne găsim într-un vehicul care accelerează sau frânează, apar atât forțe de inerție, care sunt întotdeauna opuse sensului accelerației, cât și forțe arhimedice, care au același sens cu accelerația, deci sunt întotdeauna opuse forțelor de inerție. De ce nu ținem seama de aceste forțe arhimedice? Pentru că de obicei sunt mult mai mici decât forțele de inerție. Când cântărim cartofi, nu ținem seama că asupra lor acționează nu doar greutatea, ci și forța arhimedică. Dar în cazul corpurilor cu densități comparabile cu cea a aerului sau chiar mai mici, nu mai putem neglija forțele arhimedice. Am pus cam de mult o întrebare legată de tehnică. De fapt, ultima întrebare de acest fel a fost cea cu numărul 171 și cu titlul termostat. Dar azi vă propun o nouă întrebare legată de tehnică, în legătură cu acest aparat casnic, fierbătorul de apă. Nu avem în limba română un cuvânt pentru el dacă sărim peste cuvântul boiler, care a cam căpătat alt înțeles, așa că îi spunem pe scurt fierbător. Existau fierbătoare de apă și când eram eu copil, dar nu aveau decuplare automată, așa că erau destul de periculoase. Dacă uitai că ai pus apă la fiert, fierberea avea loc până nu mai rămânea apă, iar aparatul se supraîncălzea și provoca de multe ori incendii. Ca să nu se mai întâmple astfel de lucruri, aparatele moderne au toate un sistem automat de decuplare, care se declanșează când începe să fiarbă apa. Numai că există o concepție greșită despre principiul de funcționare al acestui sistem. Și ca să vă dovedesc, vă întreb care este parametrul fizic care controlează sistemul de oprire a încălzirii din fierbătorul de apă. Și vă rog să dați răspunsul înainte de a auzi ce voi spune mai departe. Aștept un pic, vă rog să le spuneți celor din jur răspunsul la întrebare sau dacă sunteți singuri, vă rog să-l spuneți în gând. Gata? Sunt sigur că toți ați răspuns, aproape toți, mai mult sau mai puțin asemănător, mai scurt sau mai lung, cam așa. Este vorba despre temperatură. Când apa ajunge la 100 de grade, un sistem cu lamă bimetalică deschide circuitul astfel încât încălzirea se oprește când începe apa să fiarbă. Ei bine, nu e așa. Dacă ar fi așa, ați fi foarte nemulțumiți de fierbătorul pe care l-ați cumpărat, pentru că apa fierbe la 100 de grade doar dacă este pură și presiunea atmosferică de deasupra ei este exact o atmosferă. Dacă apa conține săruri sau dacă presiunea atmosferică este mai mică, fierbe la temperaturi mai mici. Și pentru că apa de băut conține săruri și cei mai mulți nu locuim la malul mării, ci mai sus, apa fierbe de obicei la temperaturi mai mici de 100 de grade. De pildă, la doar 500 de metri altitudine, apa fierbe deja pe la 95 de grade. Așa că, dacă aparatul ar fi reglat să decupleze la 100 de grade, de cele mai multe ori n-ar decupla până n-ar fierbe toată apa. Dar poate vă gândiți că e reglat pentru o temperatură mai mică. Atunci apare altă problemă. De multe ori, când presiunea atmosferică ar fi mai ridicată, apa n-ar apuca să fiarbă. Așa că metoda cu decuplarea comandată de temperatură nu este bună și nu s-a folosit niciodată la scară comercială.
Și atunci întrebarea este următoarea. Cum funcționează sistemul care oprește încălzirea când începe să fiarbă apa? Pe ce se bazează el? Deci, nu uitați, vrem să fiarbă apa, aparatul se numește fierbător, nu? Vrem să fiarbă, dar să se oprească repede după ce a început fierberea. Ca să fie mai interesant, vă propun ceva. Vă rog să nu căutați răspunsul pe internet, ci să vă gândiți că sunteți inventatori și o firmă producătoare de fierbătoare de apă v-a cerut să inventați un sistem care să oprească încălzirea când începe apa să fiarbă, indiferent la ce temperatură se întâmplă acest lucru. Iar în răspunsuri, vă rog să descrieți invențiile voastre ca să alegem în videoclipul următor din serie cele mai bune idei și să vedem dacă cineva va avea aceeași idee cu cel care a inventat sistemul folosit în fierbătoarele moderne. Vă urez să aveți creativitate și cine știe, poate cineva inventează ceva mai bun decât sistemul consacrat. Pe curând!